Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! După 10 decembrie va începe îmbunătățirea stării biosferei Pământului, iar viața noastră va ieși încet, dar sigur, din zona stagnantă. Întrebări importante, întâlniri și relații sunt cel mai bine să fie planificate după 13 decembrie când Mercur intră în Săgetător. În această săptămână, luna este în faza de creștere. Începând de luni și terminând cu duminică, ai toate șansele de a reuși în toate domeniile legate de bunăstarea materială. În prima jumătate a acestei săptămâni nu trebuie să ai prea multă încredere în veștile primite și în alte informații. Este posibil să poți interpreta greșit ceva sau să obții în mod deliberat informații eronate. Ai grijă când lucrezi cu documente. În această perioadă este mai bine să refuzi să semnezi documente importante. Atenție la manipularea financiară, deoarece toți vor avea succes. De exemplu, poți încheia un contract cu o bancă și poți investi o anumită sumă într-un interes personal, dar abține-te de la achizițiile neplanificate. În comunicare, stelele îți recomandă să folosești mai mult farmec. Acest lucru te va ajuta să atragi oameni interesanți și drăguți. Pentru cele implicate în auto îmbunătățire vor fi utile atelierele și seminariile privind relațiile de gen. Dar reține că vibrațiile lunii în creștere pot provoca interes literal de la zero, deci fiți selectivă chiar și în ceea ce privește flirtul ușor. A doua jumătate a săptămânii poate aduce multe idei noi și planuri interesante. Acesta este un moment bun pentru creativitate. Orice idei noi ar trebui notate ca să nu le uiți. La sfârșit de săptămână încearcă să nu dai geloziei nicio fărâmă din sufletul tău. Îndoielile, secretele și minciunile pot acum să distrugă cu ușurință relațiile de dragoste. Noile cunoștințe sunt nedorite în acest moment. Îți va fi dificil să înțelegi o persoană nouă. Evită conflictele, disputele și pariurile. Acum, hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec Este o săptămână favorabilă pentru extinderea orizonturilor, dar impulsivitatea și lipsa de rezistență pot fi o sursă de necazuri. Așa că păstrează-te calmă și încearcă să nu cedezi mâniei sau iritării. Poți fi mai puțin atentă decât de obicei, în mod constant distrasă de ceva în mod negativ. Capacitățile tale intelectuale vor crește. Nu sunt excluse contactele utile cu persoanele din afară, inclusiv prin internet. La lucru, totul se poate dovedi bine, deși ritmul poate încetini oarecum. Între timp pot crește tensiunile în viața ta personală. Relațiile cu un partener nu pot fi numite armonioase, certurile nu sunt excluse. De asemenea, în această perioadă sunt posibile incidente neașteptate legate de locuință și de serviciile comunale. Cu toate acestea, vei putea rezolva situații neprevăzute sau situații de forță majoră, eventual asociate cu un parteneriat sau cu proprietatea altor persoane. Dacă vei acționa în mod secret sau cu viclenie, va fi mai ușor să îți atingi obiectivele. Miercuri poți simți o minciună, dar nu vei putea dovedi nimic. Marți te poți afla sub influența partenerilor sau a călătoriilor pe distanțe lungi. Vineri poți câștiga în chestiuni legate de alte persoane. Sâmbăta poate continua cu astfel de încercări. Duminică pot să apară dificultăți în drumurile pe distanțe lungi sau situații tensionate. Pentru a câștiga o bună dispoziție, este mai bine să petreci weekendul într-un cerc de prieteni, așa cum indică planetele din sectorul 11 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur! Este o săptămână în care comunicarea poate rezolva mult. Nu refuza ajutorul. Grijile la domiciliu te pot face să cheltui bani. Nu regreta, principalul lucru este pacea în familie. În această săptămână va trebui să iei rapid decizii. S-ar putea să existe situații în care va fi necesar să acționezi repede, deoarece nu va mai fi timp să te gândești prea mult. Acesta nu este momentul potrivit pentru a conduce mașina. O probabilitate mare de accidente rutiere este înscrisă pe astrograma ta. De asemenea, acum nu ar trebui să faci excursii de agremente în afara orașului. Comunicarea cu prietenii este puțin probabil să îți aducă emoții dorite. Mai degrabă, din potrivă, va duce la conflicte și neînțelegeri inutile. Poate fi o săptămână de succes în muncă. Sentimentele și relațiile te vor sprijini puțin, iar în profesie poți obține mult. Există șansa de a obține o recompensă foarte bună pentru munca ta. Poate fi să apară momentul chilepirurilor. Cu toate acestea, răbdarea ta poate să se încheie brusc și nu vei putea opri exprimarea sentimentelor. Conflictul se poate aprinde marți și se pare că viața de familie este într-adevăr amenințată. Sunt posibile incertitudini într-un cerc prietenos și acțiuni inadecvate. Joi este posibil să înțelegi că ai nevoie urgentă de a găsi o nouă cunoștință pentru a obține cel puțin câteva emoții pozitive. Astrele insistă, nu ezita să mergi la o întâlnire, să fii mai fericită și mai relaxată decât de obicei. Chestiuni materiale pot apărea joi, poți revizui orice aranjamente, mai ales dacă ai datorii îndelungate. Vineri este posibil să decizi în problemele născute joi. Astrele te sfătuiesc sâmbătă să găsești consolare în conversațiile cu părinții sau cu superiorii care, apropo, te pot împinge către o călătorie. Duminică încearcă să păstrezi pentru tine mugetul către cei dragi. Poate fi un spectacol public nedorit. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează. Gemeni în această săptămână este posibil să înțelegi că, dacă nu ar exista fericire, nefericirea nu te va ajuta. Desigur că poți începe o nouă etapă a parteneriatului. Poți face bani buni, poate să apară o nouă sursă de venit, deoarece vor exista clienți bogați. Dar ce folos toate acestea dacă te scalzi în butoiul cu melancolie? Sunt de așteptat anumite ambiguități sau dificultăți la locul de muncă, și tu ai putea suferi din acest motiv, o suferință care durează mult timp și probabil din cauza veniturilor mici. În această săptămână te poți comporta mai relaxat în comunicarea cu sexul opus. Este posibil că nevoie sexuală va crește, făcând relațiile romantice mai vii și emoționale. Cu toate acestea, manifestările zeloase, atât din partea ta, cât și din partea partenerului tău, nu sunt excluse. În relația maritală, armonia va veni numai după un dialog constructiv, discuția asupra problemelor sensibile într-o atmosferă relaxată. Cele mai problematice vor fi aspectele legate de activități profesionale, carieră și bani. Încearcă să îndeplinești în timp util sarcinile planificate. Încălcarea termenelor limite poate afecta negativ relația ta cu superiorii și nivelul veniturilor. Este timpul ca fiicele lui Mercur să introducă anumite restricții în activitatea lor. Este imposibil să îți asumi atât de multe responsabilități. Potrivit astrelor, lipsa timpului liber este în detrimentul vieții de familie. Copiii suferă în mod special din acest motiv și asigură-te că ești cu ei în următorul weekend. Știi ce vrei și știi cum să realizezi. Planifică totul, poți avea oportunități bune pentru a implementa toate planurile. Nu numai abilitățile tale de afaceri, ci și farmecul te vor ajuta. Acum nu este necesar să intri în tranzacții mari. Încearcă să fii foarte atentă pentru a evita pierderile nedorite. Relaxarea în aer liber după zilele lucrătoare va ușura stresul și îți va da o forță nouă. Acorda această săptămână schimbării imaginei sau doar bucură-te de corp și de aspectul tău. Du-te la coafor, salonul de cosmetică, mergi la cumpărături. Lucrurile vor aștepta. Astfel de evenimente îți vor ridica starea de spirit. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează. RAC este un timp favorabil pentru a întări și stabiliza relațiile de dragoste. Sentimentul de simpatie reciprocă va deveni evident în relația cu un partener. În viața intimă, armonia va fi de asemenea stabilită. Amintește-ți că dragostea poate elimina orice contradicție. Tema cea mai dificilă a săptămânii va fi relația cu copiii. Copilul poate refuza dialogul în ciuda încercărilor tale de a începe o conversație sinceră. Manifeste răbdare și tact, nu-l presa, dă-i timp să gândească calm lucrurile. Dacă te-ai gândit recent la problema locuinței, atunci perioada de la 10 la 16 decembrie poate fi decisivă. Verifică mai des ofertele, mergi la întâlniri, caută opțiuni. Potrivit astelor ai început să ai grijă de sănătatea ta, poate chiar și inutil a apărut suspiciunea. Este mai bine ca pe la mijlocul acestei săptămâni să mergi la medic și să afli ceva. Prietenii pot încerca de asemenea să te facă fericită. Străinii pot fi asociați cu norocul. În această perioadă ai șansa de a învăța multe despre tine. Vei dori să filosofezi și să te privești din alt unghi. Dacă găsești defecte în tine, poți scăpa cu ușurință de ele. În această săptămână evită excesele. Mănâncă bine, preferând alimentele ușor digerabile, evită efortul fizic excesiv. Începutul săptămânii poți trăi o indispoziție sau este posibilă subminarea autorității. Astrele spun că mediul îți va oferi o excursie sau o comunicare fericită, care va fi continuată. Vizitarea altor țări este de asemenea favorabilă. Joi poți găsi o companie bună pentru discuție. Vineri este o zi bună pentru casă, prieteni, evenimente de grup. Sâmbătă este bine să vorbești cu rudele mai în vârstă. Vei găsi o limbă comună pentru problemele ridicate. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu! Poate fi o perioadă favorabilă pentru activitățile de lucru. Orice lucrare o vei putea face mult mai repede și mai ușor dacă o vei trata ca pe o povară insuportabilă. Este de asemenea un moment bun pentru a curăța casa. Cel mai probabil, după curățenie, vei simți chiar o îmbunătățire a sănătății, unele simptome dureroase vor dispărea de la sine. Acesta este momentul potrivit pentru a cumpăra un abonament la piscină, la clubul de fitness sau la o sală de gimnastică. Oaspeții neașteptați pot sosi sau pot veni vecini noi. Încearcă să fii fericită cu orice preț. Marți, drumurile pe distanțe lungi sunt periculoase. Duminica poate aduce noroc, dar și o situație tensionată cu copiii, care probabil decid să își schimbe locul de reședință. Tema cea mai problematică a săptămânii va fi legată de obligațiile financiare. În această perioadă este puțin probabil să obții returnarea datoriilor. Totuși, astrele te pot răsplăti problemele financiare încep să se epuizeze încet, iar tu ești mai încrezătoare în viitor. Stelele te sfătuiesc să iei măsuri preventive împotriva bolilor respiratorii. Perioada îți poate afecta sănătatea. Dacă ești deja bolnavă, asigură-te că urmezi tratamentul corespunzător. Iubirea va atinge inimele multor reprezentante ale semnului. Poți fi irezistibil de atractivă dar trebuie să fii atentă la izbucnirile a capriciilor și la supărare. Poți avea tendința să nu te oprești să nu iei în considerare convențiile morale. În cele din urmă, partenerul poate fi obosit de tine, așa cum arată soarele în cel de-al cincea sector al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara pentru multe dintre voi, aceasta va fi o perioadă de schimbare pozitivă. Vei fi mulțumită de viața personală și de relațiile cu cei dragi. În același timp, poți fi plină de idei și planuri, dintre care multe vor fi relevante. Nu îți place când se schimbă planurile tale, dar acum se poate întâmpla acest lucru. În primul rând, poți fi tensionată de rude care îți dau instrucțiuni pe care nu le poți refuza și, în același timp, îți sunt complet neinteresante. Stelele îți recomandă săptămâna aceasta să acorzi o atenție sporită intereselor familiei. Încearcă să faci casa mai confortabilă, să o transformi într-un cuib agreabil în care toți membrii familiei se vor simți plăcut. Este mai bine să te abții de la inițiativele personale, în special cele legate de munca și investițiile de bani. În această perioadă vei fi predispuse la acțiuni grăbite și nu intenționate, ce pot aduce pierderi. Miercuri este posibil să acționezi împotriva voinței tale și te poți supăra din acest motiv? Joi este o zi minunată pentru a rezolva probleme legate de propria ta locuință. Poți face rearanjarea mobilierului. Nu este exclus faptul că sarcinele pe care ți le vor stabili șefii vor părea imposibil de rezolvat, dar cu abordare logică vei găsi soluțiile potrivite. Dacă ți se cere să împrumuți bani, nu-i da. Riști să nu primești suma înapoi. La sfârșit de săptămână, frustrarea poate interveni ca urmare a faptului că nu îți vei putea petrece acele zile așa cum a fost planificat. Consultă-te cu intuiția ta și nu vei eșua. Cele care se află într-o relație ar trebui să aibă grijă de daruri și de surprize plăcute pentru cel iubit. Cu ajutorul lor, uniunea voastră va deveni mai armonioasă. Duminica ar trebui să o folosești pentru recuperarea forțelor tale, așa cum indică planetele situate în sectorul 4 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Balanța Ritmul de lucru nu va fi la fel de activ în această săptămână. Prin urmare, poți face o pauză pentru a câștiga putere și energie. În această săptămână vor fi relevante probleme de disciplină, de carieră și de ordine în casă. Realizările în carieră vor depinde în mod direct de modul în care vei acționa cu privire la responsabilitățile tale. În viața ta personală, străduiește-te pentru armonie. Planetele te sfătuiesc să nu amâni achizițiile. Tot ce vei fi achiziționat în această săptămână va fi de o calitate foarte bună. Reprezentantele singure ale acestui semn zodiacal pot avea noroc în ceea ce privește relațiile personale. Dar fii atentă cu străinei, printre ei pot fi oameni necinstiți. Deci, mai întâi trebuie să cunoști mai bine persoana. Banii altor oameni pot veni la tine în portofel și probabil va trebui să plătești anumite datorii. În această săptămână, bolile pot fi asociate cu activitate excesivă. Ai grijă! Educația ta sau a copiilor va necesita de asemenea finanțe sporite. Probleme cu o deplasare pot avea loc joi. Poate că vor fi necesare niște documente, cheltuieli și îngrijorări. Miercuri se poate că vei avea timp liber suficient să mergi la teatru sau la un film, iar acest lucru se poate întâmpla în mod complet neașteptat, datorită unui prieten. Ieșirile mai dese în spații publice vor îmbunătăți starea ta de spirit pentru o perioadă lungă de timp. Cele care au uitat complet de viața personală vor fi să treacă printr-un moment irritant. Încearcă să îl depășești elegant. Dedică weekendul casei, familiei, prietenilor, așa cum te îndeamnă planetele adunate în sectorul 5 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion Astrele spun că poți fi mulțumită de evenimentele din această săptămână. Este o perioadă bună pentru a schimba abordarea la locul de muncă și pentru a solicita o creștere a salariului. Nu te lasa distrasă de lucrurile mici și evită conflictele. În caz contrar, vor exista consecințe neplăcute. Probabil vei avea o întâlnire cu o mai veche dragoste. S-ar putea să te confrunți cu o alegere de a continua sau de a rupe o relație cu un prieten. Amintește-ți că dorința de a te agăța de trecut nu poate salva situația. Îndepărtează-ți toate temerile interioare care te împiedică să iei o decizie importantă în această perioadă de viață. Pentru a depăși îndoielele, te vor ajuta abordarea sobră, prudență și dorința de a reuși. Dacă simți că situația scapă de sub control, cere ajutorul prietenilor de încredere. Este o săptămână bună pentru extinderea cercului cunoștințelor, comunicarea cu reprezentanții sexului opus. Se întrevede o nouă etapă în zona proprietății sau posibile achiziții mari, rezervări pentru vouchere sau bilete. Joi, dacă ești implicată în sport, fii atentă la vătămări din neatenție sau din cauza efortului excesiv. Dacă ai dat banii cu împrumut, nu vor fi plătiți în curând. Vineri poți fi întâmpinată sau înconjurată de oameni care au nevoie de ajutorul și de dragostea ta. Sâmbătă, ca întotdeauna, cumpărături, cumpărături. Duminica este potrivită pentru întâlniri cu oameni care te bucură, și este mai bine să stai cu ei în afara orașului, bucurându-te de natură și aer curat, relaxându-te, așa cum sugerează planete prietenoase din sectorul 7 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, acum poți fi peste tot și să te descurci perfect cu mai multe lucruri deodată. Performanța ta poate fi invidiată, dar nu te grăbi să îți pierzi toată puterea dintr-o dată. Săptămâna este favorabilă inițiativelor personale menite să găsească surse suplimentare de venit. Cel mai probabil vei avea o mulțime de idei interesante, dintre care unele pot fi implementate în viața reală. Tu poți începe încă o nouă etapă în viață, ceea ce îți va întări autoritatea. Problemele din viața de familie pot fi legate de faptul că copiii poartă o vină sau partenerul nu este pe deplin onest cu tine. Viața personală în această perioadă poate veni în prim plan. Multe dintre voi își vor întări relația, unele dintre voi vor întâlni o persoană cu care vor putea trăi în dragoste și armonie mulți ani. Întâlnirile romantice îți pot schimba destinul. Tu ești literalmente neobosită, și dacă îți stabilești un scop la locul de muncă, vei ajunge la el, indiferent cât te costă. Ai arătat calități de conducere, dorești să obții recunoaștere și toate acestea pentru a avansa în cariera ta. La locul de muncă, merită să verifici cu atenție documentele. Planete prietenoase avertizează că s-ar putea strecura o greșeală. Joi, autoritatea ta va crește, dar vineri, de la dragoste până la ură, este un pas. Pot exista inamici ascunși sau invidioși. Datorită cardului tău bancar, poți rezolva multe situații pe cont propriu. Cheltuielile pot deveni inevitabile. Primirea unei sume decente de bani este numai pentru tine și pentru propriul divertisment, așa cum indică planetele situate în casa a treia a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn. Cel mai problematic subiect al săptămânii poate fi parteneriatul. Într-un parteneriat de afaceri este mai bine să nu negociezi și nici să semnezi documente importante este posibil să faci o greșeală. Unele dintre voi pot fi în pentru a lua decizii cu privire la muncă. Este mai bine să am cel puțin o lună, acum nu ai nevoie de schimbări. În parteneriatul romantic nu merită să clarifici momente controversate în relație. Astfel de conversații nu vor aduce claritate, ci, din potrivă, vor duce la o mai mare neînțelegere și la distanță. În orice situație îndoielnică, încearcă să acționezi cu tact, iar dacă este necesar, să utilizezi metodele diplomatice. Săptămâna este potrivită pentru a-ți evalua imaginea, stilul vestimentar, coafura. Dacă există o pasiune, atunci această relație poate dura destul de mult. Călătoriile de marți sunt de natură să te facă fericită. Dacă nu vei pleca la drum, marți este bine să organizezi un consiliu de familie și să anunți tot ce ce intenționezi să faci. Cei dragi vor avea grijă de dorințele tale. Joi intră în vigoare avertizări despre drumurile lungi care pot fi periculoase și pline de cheltuieli. Ziua de vineri îți poate aduce împlinirea speranțelor, iar sâmbăta poți fi foarte mulțumită de tine însăți din cauza succesului în societate. Poate că vei primi niște cadouri de la invitați sau de la musafiri. În weekend, fii atentă în natură, în zone deschise. Animalele sălbatice nu promit să se comporte bine, ceea ce sugerează planetele din sectorul 12 în compania lui Jupiter pe astrogramata ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează: Vărsător! Cu cât mai puțină independență în această săptămână, cu atât mai bine pentru tine. Rămâi în umbră, nu deranja pe alții cu dorințe și acțiuni ciudate, deoarece nu te vor înțelege. Totul se va împlini, principalul lucru este să-ți dorești sincer acest lucru. Această săptămână va trece fără realizări luminoase, dar fără pierderi semnificative. O poți considera o săptămână calmă, măsurată. Ai învățat anumite lecții din evenimentele din lunile anterioare și acum știi exact cum poți să te comporți astfel încât situațiile care provoacă multe probleme să nu se mai repete. Ai devenit mai matură și mai înțeleaptă, dar nu totul este hotărât de minte și nu ignora vocea inimii. O greșeală la muncă poate lipsi colegii de sprijinul tău și poate complica contactele de afaceri. Poți schimba locul de muncă, noul post va deschide perspective atractive. În această săptămână, astrele îți recomandă să acorzi o atenție deosebită stării de sănătate. Unul dintre principalele subiecte poate fi problema nutriției adecvate. Dacă ai probleme cu excesul de greutate, ai grijă. În această săptămână există un risc ridicat de îngrășare rapidă. Marți cheltuielele pot da năvală în portofelul tău. Miercuri, locul de reședință al copiilor poate să-ți creeze stres. Situația va continua. Joi este o zi bună pentru activități colective, călătorii, o zi de petrecere într-un cerc prietenos. Potrivit astrelor, este foarte probabil ca unele dintre voi să refuze vineri să meargă într-o călătorie planificată de mult timp. Acest lucru poate fi generat de situația ta financiară. Nu-ți face griji, pentru tine e chiar mai bine. Duminica poate fi marcată de o sărbătorire într-un cerc prietenos sau pentru a doua jumătate. Pot exista cheltuieli mari care pot înrăutăți starea de sănătate a buzunarului, după cum sugerează planetele plasate în sectorul 3 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astra le avertizează. Pești. În această săptămână poți dori să iei serios în considerare romantismul existent. Poate că evenimentele te vor face să te gândești dacă îți place cu adevărat persoana pe care o întâlnești și cum se referă la tine obiectul simpatiei tale. Ideile despre starea reală a lucrurilor pot fi departe de realitate. Încearcă să nu iei nicio decizie importantă cu privire la viața personală. Punctul tău de vedere în această perioadă este puțin probabil să fie obiectiv. Poți rămâne sclava iluziilor. Ascultă sfatul prietenilor, te vor ajuta să nu te îndepărtezi de calea cea bună. În general, în această perioadă, merită să te concentrezi pe carieră. Acum este momentul potrivit pentru asta. Nu pierde timp pentru discuții goale și întâlniri inutile. Acestea îți iau energia care poate fi trimisă pe un canal mai profitabil. Pentru cele care au avut de mult planuri pentru un nou loc de muncă, a venit timpul să le ducă la viață. Nu îți face griji, vei reuși. Exercițiul fizic este necesar pentru tine, deoarece te va ajuta să îți păstrezi corpul și spiritul în formă maximă. Cu toate acestea, munca se estompează în fundal, poți deveni mai ocupată cu treburile casnice, anticipând că în curând vor veni sărbătorile. Joi este o zi importantă pentru consolidarea poziției tale și obținerea de rezultate. Vineri te poți trezi că unii prieteni sunt interesați să te viziteze. Sâmbăta este bine să o dedici părinților, prietenelor, celor dragi. În weekend poți dori să îți modifici aspectul cu ajutorul unui asistent. Pedicură, manicură și cosmetică vor fi o dovadă de înțelepciune. Cele care vor trebui să lucreze în mod activ trebuie să știe că există riscul rănirii la locul de muncă, așa cum avertizează planetele din sectorul 12 al astrogramei tale. Fii atentă! Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!